O nouă victorie pentru echipa de handbal feminin junioare 2 a CSM Târgu Jiu. Meciul a fost unul aprins, iar fetele au dat tot ce au avut mai bun pe teren. Meciul s-a ținut între CSM Târgu Jiu și CSS Drobeta Turnu Severin, iar scorul la final a înregistrat 40-22 pentru CSM Târgu Jiu. Tinerele sportive ale CSM Târgu Jiu dau un exemplu de pasiune, muncă și dăruire. Dragostea pentru vedeta sportului feminin, dar și dorința lor de a reuși, ne bucură foarte mult. Ne arată faptul că acest sport are viitor. Ești bun, adversarele nu au fost corecte, au jucat foarte urât, am încercat să le tratez cu respect, dar nu s-a putut. Cât de mult munciți voi pentru aceste rezultate? În fiecare zi de dimineață facem câte 2 ore de antrenament și ne dăm silința la fiecare antrenament și fiecare meci. Și ținem capul sus, indiferent de situație. La ce vârstă ți-ai descoperit această pasiune, acest hobby? La vârsta de 5 ani. Și vrei să continui și pe viitor? Da, normal. Muncesc de foarte mult timp. Acum am început să arăt și eu cu adevărat talentul. În ciuda faptului că fetele au avut un meci dificil, munca depusă de acestea în fiecare zi a fost demonstrată de scorul de la finalul meciului. Un meci destul de bun. Adversarele nu prea au jucat corect, împinsături, trăsături din spate, lateral, arbitrii cât de cât corecți. Nu pot spune că au arbitrat foarte bine, dar destul de mulțumim. Mă bucură faptul că ați câștigat azi? Da, da, foarte mult. Câtă muncă este în spatele acestui rezultat? Foarte multă muncă. În fiecare dimineață ne trezim de vreme, de la ora 8 până la 11. Antrenament din greu în fiecare zi. Să continui și pe viitor? Da, vreau să fac handbal de performanță, să ajung la o echipă destul de bună. O să mergi foarte bun și chiar mi-a plăcut. Vreau faptul că ați câștigat? Da, foarte mult. Ne așteptam la un scor foarte îndepărtat, dar până la urmă a fost pe meritate. Am jucat foarte bine și sunt mândră. La ce vârstă practici tu handbal? Eu practic handbal de 8 ani. Câtă muncă se ascunde în spatele acestui scor de astăzi? 2 ore de antrenament pe zi, de dimineață, și câte 2 antrenamente de forță plus tactic în fiecare săptămână. Antrenorul echipei de handbal CSM Târgu Jiu, Andrei Enache, un om implicat și la fel de dăruit acestui sport, a decis să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a transforma pasiunea fetelor în performanță. Cred că am reușit să facem ceea ce ne-am propus de la începutul săptămânii în pregătire. Am încercat să avem un ritm cât mai bun, să jucăm foarte mult în viteză și cred că s-a și văzut asta. Obiectivul nu era neapărat victoria, care până la urmă a fost destul de lejeră, după cum arată scorul, ci era să reușim noi să revenim la un ritm, pentru că am avut o pauză foarte mare de o lună și ceva fără meciuri și s-a simțit săptămâna trecută, dar ușor, sigur, vom intra într-un ritm normal. Pe viitor, ce alte meciuri? Avem meci la Caracal peste 10 zile, unde va fi un meci foarte important pentru noi și acolo trebuie să ne focusăm toată atenția, pentru că este ultimul meci din acest an și cu o victorie acolo reușim să ne consolidăm prima poziție și cu șanse mari pentru ceea ce urmează. Handbalul este un sport dificil, solicitant, care implică foarte multe antrenamente și muncă continuă. Tocmai de aceea tinerele sportive trebuie apreciate și susținute pentru a-și continua pasiunea.